O altă piesă importantă din crescătoria actuală a multiplilor campioni, frații Dan, Răzvan și Bogdan, din Cornul Prahova, este acest frumos mascul din fața noastră. O piesă rară, domnul Răzvan, nu? Da, un bun zburător. Un bun zburător, știu. Da. Ce serie are, dacă sunteți amabil? Este 101-427 de 2012, mascul. Am înțeles că a avut niște rezultate fantastice în cariera da, sa. A fost, cum am zis, un super zburător. A fost prezent în 5 expoziții naționale. Mi se pare că da, a avut loc cu 1 în expoziția națională la viteză pe palmares 2014-2016, pe 3 ani de zile, nu 2017. L-am și retras, cred, la reproducție. La reproducție, nu? Deci este de 2 ani de zile în reproducție introdus. Așa, ca și performanțe sportive. Vă enumăr câteva dintre cele. Da. Nu știu dacă le mai țin minte pe toate, dar primul an de activitate a avut loc cu 3 viteză maturi în Prahova, 2014. Apoi a avut loc cu 2 viteză palmares Prahova, 2014-2015. Loc 1 viteză palmares Prahova 2014-2016 pe 3 ani de zile. Cred că am mai avut, nu știu exact, locul 2 Aspit Prahova, locul 2-3 Aspit Prahova palmares pe 2-3 ani de zile. Are la nivel de județ vreo 7 cupe luate. Așa. Părinții lui. Exact, originea. Taicăsu, este un semifrate la porumbelul care l-am prezentat mai devreme, 22-08-510. Iar maică-sa este iar o foarte bună reproducătoare, soră cu 175 de anul ăsta, care a fost, care este locul 3 general Prahova maturi, porumbel care a obținut vreo 2 locuri de 1 parcă pe lansare, unul anul ăsta, un loc 2 tot anul ăsta, încă un loc 1 în 2017, cred, să nu greșesc, o familie foarte puternică genetic. Rude cu el, veri, nepoți, foarte buni zburători. Anul ăsta avem un pui direct din el, care vi l-am prezentat da, în ocazia vizitei anterioare. Exact, și vă întrebam atunci, da. Să vă prezint un pui care mi se pare mai așa. 0-16, la urmă a venit de 2 ori primul la noi. Ați văzut că a confirmat, da? Nu m-am înșelat. Da. Acum, ce să mă zic? Ochiul bun, familia, da, fizicul. Are toate calitățile. Pentru că știu că aveți o sită foarte de-asta aici cu care cerneți atunci când faceți selecția lor. Și când aducem un porumbel, primul criteriu este să arate foarte bine la mână, nu contează originea. Deci nu da, ținem pedigrele în crescătorie, că de multe ori nu corespund. Și nu ele zboară, da, așa. Nu zboară pedigrele. Așa este, corect. Asta. În ciuda faptului că are 7 ani, l-am luat puțin mai devreme mână, vreau să vă zic că arată perfect, nu și arată deloc vârsta. Da. Și nici miile de kilometri pe care le-a zburat. Da, da, da. Pe care a zburat, da. E abordantă și așteptăm o reproducție. V-am zis, este introdus relativ recent. Este al doilea an la reproducție. Cu ce l-ați făcut până acum la reproducție? Anul ăsta este pus cu, la pereche cu o fiică din campionul european. Deci, campionul european cu o, cu o soră bună al masculului care l-a prezentat mai devreme, 510. Da. Are un pedigreu, deci campion european are 3 locuri de 1, 120 are 2 locuri de 2, mama, bunica puiului. Da. 5 locuri de 1 pedigreu, plus 427, care cred că a obținut mai multe locuri de 2, 3, 4, 5, 6, 7 în carieră, dar și locul 1 cred că de vreo 2 ori. Da. După ce criterii vă ghidați? Primăvara când vă formați perechile de matcă la asemenea porumbei de calibru celui din fața noastră, de exemplu. Pentru că e o pereche specială, mă gândesc, nu? Da, da, da. Calitățile fizice, în primul rând. Calitățile fizice. Mergeți la compensații? Compensații, da. Și căutăm să aibă în spate generații porumbei care o zbura bine. Indiferent că sunt ai noștri sau nu sunt porumbei de la noi, să fie porumbei care au zburat bine la crescătorii de unde achiziționăm păsările. Da, da, da. Mergești pe consanguinizări? Cât de da, aproape? Consanguinizări am făcut chiar foarte apropiat. Fiu cu mamă, da? Tată cu fică. Și a zburat produs din astfel de... Am zburat, nu de excepție. Cred că a fost unul care a avut la un moment dat șansă, dar a ratat. A venit în ghiera la o etapă când jucam pe munte da, de șoim și și-au dovedit calitățile mai bune ca și reproducători. Da. Da.
Deci, cred că, până la urmă, consanguinizarea este ca să-ți, după ce ți-ai descoperit un porumbel, doi foarte buni, după aceea poți să lucrezi pe ei ca să-ți întemezi o familie de porumbei care să reziste în viitor. În prezent îl mai lăsați și afară sau e închis la reproducție? Este închis la reproducție, da. Da. Băile săptămânale. Se vede după penaj. Da, la fel, talie medie. Talie medie. Ușor la mână. Penaj bun. Da, da, da. Într-adevăr, un super ochi. Să-i filmăm acum puțin și ochiul, să vadă. Frumos, super frumos. După ce ești frumos, mai ești și valoros și rezultate foarte bune. O pasăre deosebită, după cum se poate vedea. Geana albă, respirație bună, foarte bună, calm. Toate atributele unei păsări de calitate, pentru care vă felicit încă o dată. Mulțumim și vă doresc mult succes și să mai facem și altele în anii următori. Adică este... Cu siguranță și vă rog să-mi oferiți ocazia să mai vin și altă dată să vă filmez păsări de top, să vă postez rezultatele concurența din... să se pregătească bine, eu nu este pregătit. Așa vă vreau. Se aude concurența? O zi bună în continuare vă doresc. Cu stimă, numai bine.